mesajul meu către români este împărțiți puterea. Nu dați toată puterea PSD-ului. În acest moment PSD are peste 90% din administrația locală. Baronii PSD sunt într-o mare rețea, aș spune, de crimă organizată, au cuprins toată țara, au majoritate în Parlament, au guvernul, ca atare împărțiți încă o dată, spun, puterea și la președinte votați un candidat de dreapta. La fel la legile europarlamentare, votați candidați de dreapta, pentru că va conta foarte mult acest lucru dacă în Parlamentul European vor face o majoritate candidații de dreapta de la mai multe grupuri politice, atunci aceștia vor putea vota și alege președintele Comisiei Europene. Și asta înseamnă că în următorii 5 ani vom avea o Comisie Europeană care va face politici economice, de pildă, de dreapta. Adică va dezvolta sectorul privat, investiții, așa mai departe. Și nu de stânga, numai de asigurări sociale și de stat acasă fără muncă. Sunt foarte importante alegerile.